Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre un top 10 a celor mai neobișnuite muzee din lume. Să începem! Pe locul 10 întâlnim Muzeul de Artă Urâtă. Da, chestia din imagine este o operă de artă expusă la acest muzeu și s-ar putea să vă surprindă, dar sunt trei astfel de muzee. Practic, e un muzeu obișnuit, doar că nu există cunoscători de artă care să spună că acele picturi cu un cartof sunt extraordinare și nemaivăzute. Pe locul 9 întâlnim Galeria Sticlerilor din Oslo, Norvegia. Având titlul de singur muzeu de mini sticle din lume, colecția a început ca un hobby al proprietarului. Acum, deține sticle din toată lumea, aranjate în funcție de culoare și de temă. Pe locul 8 întâlnim Parcul Fluturilor din Malaezia. Parcul Fluturilor are 7,5 km pătrați și adăpostește aproape 5.000 de fluturi vii. Nu numai că este un mediu foarte plăcut estetic, de asemenea, ai ocazia să vezi aceste creaturi în acțiune. Îți poți face o idee cam cum e să ne invadeze insectele. Pe locul 7 întâlnim Muzeul Vampirilor din Franța. Minunează-te la autografele fiecărui actor care l-a interpretat vreodată pe Dracula, o apesică mumificată și un tablou cu un vampir. Nu puneți întrebări, doar vizitați-l. Pe locul 6 întâlnim Muzeul Iepurașilor din California. E puțin spus că acest muzeu din California de Sud e plin cu iepurași. A ajuns în cartea recordelor de 2 ori pentru numărul imens de urecheați și a atras vizitatori din peste 40 de țări. Pe locul 5 întâlnim Muzeul Leselor de Câini din Regatul Unit. Iubitorii de animale vor fi un pic dezamăgiți să afle că nu există și animale în acest loc, dar muzeul măcar se laudă cu cele mai variate lese de câini care datează din secolul 15 până în zilele noastre. E un fel de magazin de pantofi pentru câini. Pe locul 4 întâlnim Muzeul Tăițeilor Instant din Osaka, Japonia. În caz că nu te-ai săturat de tăiței instant în supe și în alte nebunii, muzeul ăsta este plin de ei. Muzeul are o singură regulă, să fii mai înfometat ca să te uiți mai cu poftă. Pe locul 3 întâlnim Muzeul Relațiilor Terminate Zagreb, Croația. Ai avut o despărțire dureroasă? Du-te repede la Muzeul Relațiilor Terminate, unde durerea îți va fi resimțită. Creat pentru a se vindeca de rănile sentimentale provocate de despărțire, expoziția s-a extins pentru a cuprinde lucruri rămase din relațiile de pe tot globul. Pe locul 2 întâlnim Muzeul Prezervativelor din Thailanda. Localizat fix lângă un depozit de deșeuri toxice, Muzeul Prezervativelor din Thailanda e un balon de fericire. Asta ca o mică glumă. E un loc minunat de vizitat, dacă îți plac prezervativele. Pe locul 1 întâlnim Muzeul Subacvatic din Cancun, Mexic. Cu toții am fost la un muzeu, dar a trebuit vreodată să îți pui un costum de scafandru ca să te bucuri de expoziție? Muzeul Subacvatic din Cancun te lasă să te bucuri de plăcerea de a te scufunda și de a vedea statuile din lut cu pH neutru. Vreau să-ți mulțumesc pentru vizionare și dacă videoclipul ți-a trezit măcar puțin interesul, dă-i un like și un share.